slăbiciunea noastră, neuvenția ne-a ajutat și am mijlocit către Dumnezeu să primească cântarea. Zi duminică și nu găsește mare lucru la, la radio. Și iată, am prins la radio Iași o predică pentru Sfânta Fecioară, care nu a adunat averi lumești, care a ajutat sărașii și care îi ajută acum pe creștini să lupte cu pacostele pe care le-a dat Dumnezeu să le înfrunte. Ciudat și paradoxal. Dacă mă sună cineva taman de la Iași. Da, Mihai? Da, noroc. Păi, să vedem, el a zis că asta e libertate. Să vedem ce o să fac cu libertatea. Mai ales după ce o să întoarcă la Hyde Park laptopul, nu? O să rămână, o să... Nu o să întoarcă, o să ajungă pe mâna poliției, nu? Da, e posibil că l-a încurajat Borodache. De asta și-am zis, lasă-l ia Borodache la el la lag, are casă mare, are mașină, să-l țină acolo. Nu știu, nu știu despre ce e vorba, treaba lui, să lămurească el. Dacă o să afle femeile că le-a păcălit, să adreseze și ele organelor de drept pentru escrocherie. Asta e situația, supraviețuim, da. Mulțumesc, toate cele bune. La revedere. Ce a venit al omului depărtat de păcate, tine în mine, văzând taina ce ai cuprins a echipului Măriei asupra ta, cuvioasă, că astăzi strălucem și aducem... Tot despre cuvioasa Paraschevă vorbesc, dacă sunt la Iași, au maștele acolo. Și așa o țin de 10 minute. Bucură-te și bucură-te. Ce să se bucuri că e moarte de mult? S-a terminat bucuria. Și tristețea. Și că aducătoare de ploi și împrăștietoare de furtuni. Unde ai văzut ploi fără furtuni? Da, e mult folositoare, mai ales lui Daniel i-a folosit. El de la Iași, de la moaștele Paraschevă, au pornit și cu televiziunea Trinitas și cu Bazilica, cum se numește, agenția de turism și cu editura. Și acum, iată, a venit la București să facă aceleași bucurii. Cheltuie milioane și miliarde din bani publici pentru bucuria lor. Și-a pus și chipul pe clopotul cel mare al mega catedralei. Și mai de milion de euro a costat clopotul. Numai clopotul, vă dați seama cât costă hardughie și e faraonică. Megalomanul. Haina cea scumpă. Deci a adunat totuși. O schimbat haina cea scumpă cu haina cercetorului. Să mă de haine scumpe. Paraschera. Aduna averi lumești până într-o vreme. Patul nevinovăției. O fost fecioară până la adânci bătrâneț, săraca. Dar știm noi ce se întâmplă la mănăstiri. Și la cele de maici, și la cele de călugări. Zisenea
Daniel mult prea fericită că i-a folosit Parascheva. Numai cât faci pelerinajul la moaște. Sute de mii de oameni duc la Iași. În septembrie sau când e ziua ei. Aleluia, tamam cu ea cântați împreună. Parascheva. Care a mai fost înmormântat lângă ea? Fără să-i cunoască vrednicia. Dar și idei, indicații Sfintei Fecioare și fericite Parascheva, bucură-te! Dacă îți vreau să bucure, dacă nu, ce să-i zici tu, un preot oarecare? Săraca trebuie zică, bine, 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 dacă ar exista undeva într-o lume paralelă și l-a auzit pe cântărețul ăsta, bucură-te, bucură-te, bine, bine, bine. Harașo. Da, v-am adus mari folos. Merțane și cupole aurite. Credincioși învățați să n-adune averi lumești, să dea tet la biserică, dar voi tot ce-i mai scump și ce-i mai bunișor. BMW, Merțan, Toyota. Și aur, aur pe mâini, aur la gât, aur în altar, aur pe cupole, aur, aur. Cine se mai creadă? De cine mi-e duc sași cu ciment? S-a apucat de reparat. Cu masca pe barbă. Aleluia. Ajunge, cred că am să mănânc eu. Așa să opresc liturghie, că-i târziu. Dau și la știri să mai văd ce se întâmplă în împărăția asta. Habotnicilor, ignoranți care ascultă așa ceva și zic, bun, aleluia. Și dă-i și dă-i cu măteni și cu făcut cruci, fără ca să înțeleagă ce poveștile se spune de la, din altar, de la amvon, de unde. Trâmbița apostolească. Luminatoarea Moldovei. Moldova cu habotnicie, ei au rămas cea mai săracă regiune de România. Banii ăștia, dacă nu-i băga în biserici și mănăstiri, îi băgau în școli, spitale, infrastructură rutieră, drumuri, adică să nu fie glod până la biserică cu cupole aurite. S-ar fi dezvoltat și economia Moldovei. Și nu s-ar fi mândrit numai cu mănăstirile și cu bisericile și cu Daniel. Prefericitul deasupra unei populații care chinuie mizerie și violență și nedreptate. Da, hai să pupăm moaște. Acum pe pandemie, tamam, patul de moaște e indicat. Și hrănit cu aceeași lingurițe. Au zis mai devreme,
Veniți, avem prescură pentru toată lumea, nu vă apropiați. O să venim noi la voi, păstrați distanța de 2 metri. Dacă nu le dai așa indicații, să bolucesc toți la gheazmă, la prescură, la patmoaște, să mănâncă, să calcă în picioare, cu dragoste creștinească. Și nu numai și la Iași, că auzăm și de aici, de la voluntari, de exemplu. Primarul Pandiele, tot un populist și un oportunist, organizează caravane de 10 autobuze cu pelerini la Iași. Asta e soțul Gabrielei Firea, primara capitalei. Sunt rominte amândoi. Ea e de la Bacău, de acolo vine, din Mocir la Șer. Nu se mai termină asta. În fiecare duminică dimineața aud vecini ascultând așa ceva și am zis că să ascult și eu și ascultă ei și mi-am pus mâinile în cap, așa ea. Ia că noi suntem nepăcătoși, păcătoși și netrebnici. Da, hai să-i dăm indicația acum așa lui Dumnezeu ce să fac cu noi. Că El nu știe dacă e așa de atot puternic și atot știutor și El ne-a dat și năpastele, El ne-a dat și încercările. El a dat și faptele noastre, nu? Acum noi să-i spunem ce să facă cu noi. Nu-i așa? După ce am dat indicații preasfintei, preacuvioasei, Parascheva, să-i dăm indicații șefului ei, Dumnezeu. La mintea cucoșului. Halal. Halal.